Hello! După cum ați văzut deja din titlu, astăzi desfacem un alt colet de la voi și mai exact de la Mădălina, căreia țin să-i mulțumesc încă o dată aici, deși imediat după ce desfac coletul o să-i mulțumesc și i-am mulțumit și dinainte să-l trimită. Ca să fac puțin context, am înțeles că ea m-a descoperit de curând și mi-a urmărit cam toate clipurile. Eu am văzut de curând că mi-a comentat la un clip ceva în legătură cu păr și mi-a dat niște idei, pentru că a văzut că și eu sunt creasă și a zis că ei a mers cu metoda aceea curly, nu mai știu exact cum se numește, mi-a scris, am făcut screenshot, deci o să țin cont de tot ce mi-ai zis acolo, după care într-o seară random mi-a dat mesaj în timp ce cred că eram la familia mea, care vrea să-mi trimită un colețel și m-a emoționat tare mult mesajul ei, pentru că mi-a zis acolo și câteva lucruri mai intime, ca să zic așa, din viața ei, și anume că se pregătește să fie mămică și că bebelușul o să fie capricorn ca și mie și i-ar plăcea să semene la caracter. Și lucrul ăsta mi s-a părut foarte drăguț și, ce să zic, și eu sper să semene dacă îți place atât de mult, dar să știi că capricornii sunt foarte dramatici când sunt mici, deci să te pregătești de foarte mult teatru. Dar ca să intrăm direct în pâine, pentru că sunt foarte emoționată și abia l-am ridicat, deci nu cred că am 5 minute de când l-am ridicat fix de lângă mine de la Cargus. Zic să intrăm și să-l deschidem. Tot ce știu că mi-a pus aici sunt niște hăinuțe. Asta știu că mi-a zis ea, în rest nu știu exact ce se află. E destul de greuț, adică eu am cam făcut pe scări, deci destul de greu și haideți să vedem. Să știi că nu am găsit niciun cutter, așa că o să mă descurc cu acest Forfex. Ca să nu vă foșnesc, cred că mai bine deschid, după care vă arăt. Tot ce vreau să zic este că am nenorocit puțin cutia, dar sper să-mi te deranjeze acest lucru. V-am zis, nu am cutter și, adică l-am, dar nu știu pe unde e. Și m-am descurcat cu un Forfex. Văd aici foarte multe lucruri drăguțe. Deja m-am emoționat, eu nu prea mă roșesc la față, dar uneori se mai întâmplă. Și o să începem imediat, doar că tot ce voiam să vă zic e, dacă auziți zgomote, pisicile mele cred că eu deschid de fapt mâncare pentru ele, ceea ce nu e adevărat, dar să trecem peste acest aspect. Văd prima oară un fel de plic, ca să zic așa, slash portofel, nu știu cum să-i spun. Îmi place foarte mult că duce în stilul acela goblen vintage, doamne ce frumos e. Și chiar îți curioasă cum e înăuntru. Deci da, e un portofel, oh wow, ce fain e. Un portofel chiar pe gustul meu, ca să zic așa, cu detalii din astea aurii aici. Vai, dar ce frumos vine, nu cumva se deschide și așa? Ba da, se deschide și așa, oh doamne, dar ce fain e. Și îmi place mult marioniul ăsta dinăuntru. Wow, ce fain! Doamne, deci cred că o să-l înlocuiască cu lejeritate pe cel de la Stradivarius. Eu îmi schimb portofelele cam o dată la câțiva ani și până acum am fiecare, de la câțiva ani, la 2-3 ani, îmi luam de la Stradivarius cu T1, dar aleasă așa mai basic, dar ăsta e foarte frumos. Uitați ce detalii, wow! Cum se simte, doamne, e așa drag! Abia aștept să-l pun în geantă, cu siguranță o să încapă de minune și o să vi-l prezint și în colecția mea, în ce se află în geanta mea, doamne, mă, e bun, că vreau să fac și colecția mea de genți și că tot vorbim de genți, ce drăguță e asta, vai! E genul acela de geantă, am mai văzut, nu cred că e de acolo, dar am mai văzut tipul ăsta de gentuță prin Stradivarius, tot așa micuță. Am uitat să vă arăt, așa vine aici, ca un fel de print. Și aici avem o bretea maronie, super faină, iar înăuntru e așa compartimentată minimum, ca să zic, adică nu e geantă din aia foarte încăpătoare, dar e bună pentru plimbări, de zi cu zi, pentru poze, o, foarte frumoasă. Și în interior, v-am spus, are un singur compartiment, după care mai vine niște compartimente secrete. Dar ce faină e, mi se pare o geantă foarte potrivită de toamnă și așa minimalistă, cum îmi place mie în ultimul timp. M-am cam reprofilat de minimalist. Apoi văd că mi-a trimis ceva aici, Oje. Mi-a trimis niște smacuri din astea pentru fete, ia să văd. Eu v-am spus că pedicura mi-o fac cu Oje, normal, acasă. Wow! Uitați aici! Mama, asta merge de Revelion, dar ce fain e, un glitter, o ojă de la Avon cu Magic Effects, așa scrie, dar uitați aici nuanța, mama mia, mama, ce strălucește, wow, dar ce faină e, v-am zis, asta de Revelion, îmi fac pedicura cu ea, mulțumesc, și aici mai avem o culoare, Nail Posh, asta e un fel de portocaliu, se defa, dacă văd eu bine. Wow, dar ce faine sunt culorile, abia aștept, sincer, mi-am mai făcut pedicura de ceva timp și chiar necesită. Apoi, ce mai avem aici? Mai avem de la The One Long Wear Nail Polish. Ah, tot o ojă. Tot de la Avon, la The One. Mamă, ce fain e și asta. Tot așa, duce mult în asta, doar că asta mi se pare un pic mai metalică și un pic mai, mai cosmică, ca să zic așa, ca nuanța, un pic mai închisă. Super fain, abia aștept să văd. Eu mai îmi cumpăram ojă când eram în liceu de la Avon și de la The One. Bine, The One tot de la Avon fiind și chiar țineau destul de bine. Sau The One? Nu e de la...
Două ani de la Oriflame, așa-i? Da, cred că da. Și un ruj de la Essence. N-am folosit niciodată din gama asta mat, lip gloss. Ah, deci nu e un ruj, e un lip gloss, dar să vă arăt nuanța, că să nu țin doar pentru mine, că asta e ideea atunci când deschid un pachet aici pe clip. Cred că ar fi o idee bună de acum, dar îmi place să deschid așa, e vizat în momentul ăla, ca să-mi vedeți și voi reacția, dar totodată mă bâlbâi foarte mult pentru că am emoții și eu încerc acolo să văd și uit să mai vorbesc cu voi, dar sper să înțelegeți câte ceva. Foarte faină nuanța, chiar vreau să-l desfac, cu siguranță o să-l folosesc. Mi se pare așa un roșu burgundiu care duce ușor spre prună, dar nu prună, un strugure mai degrabă, că vine un moviu. Ca așa, oh, foarte faină și îmi place aplicatorul. Foarte interesant, uitați. Sper că se vede acolo. Mulțumesc tare mult, nu mă așteptați să pui și smacuri, dar oricum nu aveam idee de ce pui, așa că știam doar de hăinuțele alea, că mai mult că m-ai anunțat tu. Aici ceva foarte drăguț. Wow, te vine așa că... Asta e... E un săpun, un săpun micuț, dar ce fain e și cu o țestoasă aici, Marcelino deja e sclipăt cu ochii așa ca la păcănele și foarte fain ambalat, cam așa, dar îmi place asta țestoasă, uitați ce drăguță e. Nu miroase a nimic inițial, dar cred că atunci când o să-l desfac, nu-l desfac acum, dar îți mulțumesc foarte mult, nu-l desfac acum pentru că o să îl și iau pisicile să se joace. Haideți, hăinuțele le lăsăm la sfârșit și ca de obicei eu o să le probez mai târziu sau zilele următoare și o să îi țeresc pe aici, pe undeva. Dar vreau să văd exact ce mi-a mai trimis până la hăinuțe, deși știți că punctul meu sensibil e acolo sau la cărți, dar sunt curioasă și de restul lucrurilor. Văd prima și prima oară un parfum de la Guess, nu știu de parfumul ăsta, dar da, e un parfum de la Guess. Wow, ce fain, n-am avut niciodată un parfum de la ei, sincer. Deși mirosul îmi sună foarte cunoscut. Mie e destul de cunoscut, acum nu știu dacă l-am mai mirosit pe cineva sau pur și simplu pe stradă, dar arată foarte fain sticluța, mi se pare așa feminină. Uitați ce detalii are. Oh, și capac. Dar ce miros fain. Oh. Stau un pic să se ducă alcoolul, ca după să nu trag eu concluzii greșite, că miroase alcool, dar ce frumoasă e asta! Doamne, e o siluetă așa frumoșică, ce-mi place, mulțumesc tare mult! Sincer, parfumul de la Guess n-am încercat niciodată. E ușor dulceag, fructat, poate și puțin floral, wow, dar ce miros fresh, îmi place că e așa dulce-fresh. Doamne, ce frumos e, mulțumesc tare mult și variantă mare, dar nu trebuia, sincer, chiar nu trebuia, adică imaginez cum parfum de la Guess costă ceva. Doamne, îți mulțumesc din suflet, din suflet, o să-l trecesc și o să-l iubesc, ca pe toate celelalte lucruri de la voi. Mai văd ceva interesant aici, dar stați, ca să le scot pe rând, să nu le stric. Bineînțeles, nelipsitele Raffaello, îmi plac foarte mult, sincer, aveam o perioadă la începutul relației când i-am spus iubitului meu pe atunci, soț acum, i-am spus că îmi plac bomboanele astea Raffaello și, sincer, el a spus la toată familia lui că îmi plac bomboanele Raffaello, așa că de ziua mea de naștere am primit Raffaello de la mama soacră, de la sora lui și de la el și cred că aveam, nu cutii din astea mici, cutii din alea mari, cred că aveam vreo 4-5 cutii și am mâncat atunci și nu mi-a mai trebuit vreun an de zile, dar acum, de, cred că de vreo câteva luni, am reînceput să le cumpăr pentru că sunt foarte bune. Cocosul ăla, cred că știi că îmi place cocosul, doamne, cocosul ăla cu migdală în interior, genial, mulțumesc. Am vorbit mult despre bomboane, dar îmi plac bomboanele în general și dulciurile. Cred că se vede. Apoi, cred că ăsta e un obiect de decor, încerc eu să-mi dau seama. Oare se pune aici lumânare? Nu știu, dar o să-mi dau eu seama. Foarte frumos, așa cu auriu, tot așa mă duce. Ah, e tomnatic, cred că asta ar vrea să fie o frunză. Ce fain, asta o să vină de minune, știu unde, în biblioteca mea, chiar aici, pentru că am de gând să o schimb și bineînțeles să o reamenajez. Și dacă e vorba să-i pun o lumânare aici, cred că o să se vadă foarte frumos. Dar ce frumos e, mi se pare așa, știți că erau globurile alea care se învârteau, de le puneai tu iarna în casă și fix așa arătau, după care se aprindeau luminile, foarte fain. Îmi place mega mult, să știi. Ia să mai vedem, să scot și punguțele astea pe care să știi că o să le refolosesc, pentru că mie îmi plac astea cum se închid. Super fain, îți mulțumesc și pentru ele, sincer. Apoi, am văzut că mi-ai pus și niște cărți. Apoi avem acest obiect care încerc eu să-mi dau seama, sau două lucruri diferite. Cred că ăsta e un lănțișor, ia stai să mă uit, da, cred că ăsta e un lănțișor, dar ce fain, bine, sper că nu mă înșel și să aici entuziasmată și de fapt e altceva, dar dacă e așa și greșesc, o să-mi zici, bineînțeles, în comentarii sau altcineva dacă dorește. Dar ce fain, bine, mamă, îmi plac pietrele astea, mi-amintesc, mărgelele astea, să le zic așa, mi-amintesc când eram mică, mă jucam la bunica sau la mătușile mele cu ele, dar să știi că ori de la parfumul ăsta, ori ai parfumat tu, dar cred că la parfumul ăsta miroase peste tot în jur, doamne.
E așa gurmand, cumva, nu știu, o să caut. Doamne, acum ți-a așezat pe piele și miroase genial. Uai, doamne, 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 o să caut să văd ce note are, că-s chiar interesată, dar ca să revenim. Mamă, ce frumos ar vedea aici pentru niște poze, dar și așa de zi cu zi. Eu port, să știți, eu port și din astea statement. Deși, în general, merg pe ăsta pentru că e foarte greu să-l dau jos și odată ce l-am pus, nu-l mai dau jos, eu îl înțejor mic, 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 mic și îl țin acolo, dar cred că pot fi lucrurile suprapuse. Asta merge foarte fain, mă gândesc eu și peste o maletă, cred că s-ar vedea foarte fain. Bun, mulțumesc și pentru asta și că ăsta cred că e tot așa un obiect decorativ, eventual îl prinzi de ceva și s-ar vedea cam așa o bufniță, un bufnițoi. Cred că tot în bibliotecă vreau să-l pun pentru că îmi place să fac ideea asta așa de tomnatic și bufnițele, poate că bufniță egal Hedwig. Hedwig, bufnița lui Harry Potter, mă duce cu gândul în permanență la toamnă, dar ce frumos și că e foarte fain, îmi place și asta să știi foarte mult. Am văzut cărți și haine, cred că astea sunt ultimele lucruri care mai sunt, da, hai, lăsăm haine la sfârșit, ne băgăm puțin în cărți. Avem 3 cărți, oricine este un artist, cum te ajută creativitatea să fii cel mai bun în tot ceea ce faci. Wow, deci asta e o carte de dezvoltare personală oarecum, pentru că cam tot ce te învață ceva te dezvoltă oarecum. Wow, ce interesant! Oricine este un artist, un bancher milionar pus la patul ace, poate învăța ceva de la un artist cu hainele pătate de vopsea, cu siguranță. Reușita în afaceri este o formă de artă. Astăzi vorbim frecvent despre arta managementului, arta marketingului sau chiar despre arta de a face mai mult cu mai puțin, însă rare ori facem o legătură directă între afaceri și lumea reală. Oricine este un artist spune poveștile unor oameni pe care creativitatea i-a ajutat să ajungă în top și te învață cum se gândești și să acționezi la fel ca ei. Wow, foarte interesant, mulțumesc! Să știi că cărțile astea sunt binevenite, orice fel de carte, părerea mea că orice fel de carte e binevenită. Prietena mea genială, de la Elena Ferrante, vai, nu cred. Nu știu dacă m-ai auzit că, sau mă urmăreai pe Instagram când am zis că vreau să îmi iau, mi se pare că e o serie, dacă nu mă înșel. Și mai avem Îngeri în părul meu. Wow, de asta n-am auzit niciodată nici de autoare în sine, dar îmi place foarte mult coperta, dar wow, nu pot să cred că mi-ai dat de la Elena Ferrante. Chiar îmi doream tare mult să citesc și sunt curioasă pentru că am auzit la Roxana Brănșeanu de la Ai Carte Parte și de la Ruxi, de la 4 fără un sfert, a vorbit atât de mult despre Elena Ferrante, cum scrie și ce că Elena Ferrante se presupune că ar fi de fapt băiat, pentru că Elena Ferrante nu-i numele real autorului, că el e anonim, dar asta încă nu știm, dacă e bărbat sau femeie, acest Elena Ferrante, dar sunt curioasă de carte. Primul volum din tetralogia napolitană, știam eu, abia aștept, dacă îmi place, le cumpăr și pe celelalte, clar, dar îți mulțumesc din suflet, chiar voiam și asta. Nu știu despre ce e vorba, Îngeri în părul meu, povestea adevărată a unei mistice din Irlanda zilelor noastre. De când se știe, Lorna a văzut îngeri în copilărie, ea era convinsă că toată lumea putea să vadă ființe supranaturale care o însoțeau mereu. Cu toate astea, în ochii adulților, comportamentul ei era anormal și considerat un simptom de deficiență mentală. Astăzi, oameni bolnavi și chinuiți spiritualicește sunt atrași spre ea pentru a găsi alinare și confort, până și teologii ai diverselor religii căutându-i sfatul. Lorna a devenit o persoană de încredere pentru multă lume datorită abilității ei de a comunica cu spirite și îngeri, iar prin faptul că ne împărtășește cunoștințele ei despre lumea spirituală, ea ne oferă mesaje de iubire și speranță. Wow, sună foarte bine. Sună puțin ca serialul ăla Manifest, ei comunicau cu, nu știu dacă l-ați văzut, a apărut de curând. Cred eu, cel puțin noi l-am văzut de curând. Tot așa, ei comunicau, aveau chemări și așa mai departe, deci mi se pare că duce mult în stilul ăla. Abia aștept să văd despre ce e vorba, dar îți mulțumesc pentru asta, doamne, de când așteptam. Și acum să trecem la hăinițe, cred că sunt doar haine, sper că am luat tot. Doamne, ce bine miroase parfumul ăsta. Până la sfârșit o să mă auziți în continuu ce bine miroase parfumul ăsta, dar Dumnezeule mare, stați să le scot pe toate, le pun pe braț, după care le iau pe fiecare în parte, că nu știu dacă realizați cutia asta, stau pe picioarele mele și se tot duce în jos. Haideți că am luat 3 hăinițe de jos. Prima oară văd o culoare frumoasă, tare. O să încerc să vă arăt în partea asta ca ei să inserez cum stă pe mine. Este o rochiță, dacă îmi dau eu seama. Wow, dar ce faină e culoarea. Mi se pare așa nebunatică totodată. Un liliac deschis, care după părerea mea merge mai bine vara / primăvara. Cu ce speli, de curiozitate? Cred că miroase și a balsam de ruvie. Wow, ce bine miroase. Foarte fain. Are un decolteu aici în V, după care vine ajustată cumva pe talie și apoi se lărgește, dar să vă arăt ceva frumos.
mânicile care vin cu detaliul ăsta, deci se îngustează cumva. Super faină, abia aștept să văd cum o port și în ce combinație, dar deja am eu în capul meu așa o idee, abia aștept să văd, îți mulțumesc tare mult, cu siguranță îmi vine pentru că pot să aproximez din ochi. Apoi, cred că e o fustă, da, e o fustă, wow, dar ce faină e. E genul ăla de fustă mai scurtă în față și mai lungă în spate. Era nebunie cu fustele astea, nu mai știu exact prin ce an. Aveam și eu, am avut la banchet în clasa 8-a o rochie, fix așa, mai scurtă în față și mai lungă în spate. Mi-a plăcut tare mult rochia aia, dar ce faină e fusta. Are o bată aici neagră, după care vine un albastru așa marin. Aici vine ca un fel de trenă la spate și aici este mai scurtuță, scurtuță și bineînțeles are și jupă, să nu se vadă ceea ce nu trebuie. Foarte faină, îmi place tare mult. Fustele de genul mi se par potolite cumva, de-aia îmi și plac așa mult, pentru că ai compromisul dintre, ca să zic așa, mai sexy și mai decent la spate și pot fi purtate în multe situații. Să știi că îmi place mult de tot culoarea, abia aștept să o probez, foarte entuziasmată. Apoi văd aici o rochie, dacă nu mă înșel, da, cred că e o rochie, wow, cu multe detalii, wow! O rochie cu foarte mulți nasturi. Îmi place în primul rând culoarea, că e așa un roz pudrat, dar wow! Ia stai, că nu înțeleg exact cum vine. Nasturi ăștia vin cumva la spate și în față e așa. Wow! Cred că voi înțelegeți mai bine din filmare, că din mâna mea nu știu dacă înțelegeți ceva, că încerc eu să-mi dau seama. Ia stați. Da, este o rochie lungă, dar lungă. Mama, asta e rochie de petrecere slash nuntă. Avem o bată aici în talie. Mama, dar ce material fin. Cred că am zis mama, mama, mama. Dar îmi plac accentele astea vintage, deci în spate. Eu la rochia de mireasă tot așa. Inițial voiam să-mi fac un astur, după am zis hai cu corset ca să mă strâng acolo, deci nu toată liturgia și toată nunta. Dar am încercat să-l strâng așa, într-o mică măsură, deși când m-am îmbrăcat, aici ca să facem așa o paranteză, o să vină și clipul despre nuntă, vă promit că v-am tot bătut la cap. Când eram cu domnișoarele de onoare și mi-au strâns corsetul, eram doar atât, puteți strângeți acolo să fie strâns, să am cea mai mică tale din univers. Reîntorcându-ne la rochia asta, năsturii din ăștia am avut doar la mâini, dar mi-ar fi plăcut și la spate, sinceră să fiu. Foarte frumoasă, îmi place mult și cred că vine foarte frumos. Are un șliț, are șlițul foarte mare. Wow, îmi plac tăieturile astea așa pe picior. Doamne, dar e foarte frumoasă. Cum ai putea să te deslipești de ea? Genială, abia aștept să vină o ocazie și știu că o să vină la anul, știu sigur. Așa că am un suport. Doamne, mulțumesc, îți mulțumesc tare mult. Bun, apoi să vedem, îmi place printul pe care îl văd, nu știu ce e, dar tind să cred că e o cămașă, așa e, da, e o cămașă, în carouri, cu roșu. Mi-amintește de o cămașă tot așa pe care am avut-o în liceu, dar era mai diferită, dar tot așa în carouri și cu roșu și mi-a părut tare rău că n-am agățat-o în ceva și mi s-a rupt și n-am mai găsit un model, sincer, similar să-mi placă, dar îți mulțumesc ție, eu... Nu știu de câte ori m-ați văzut în cămașă și asta pentru că nu am foarte multe și nici nu găsesc modele faine, dar asta chiar îmi place, mi se pare așa un model frumos, are năsturei, are și un buzunăraș aici, super faină, sigur o să-mi vină, nu m-am uitat când m-am uitat la mărim la nicio haină, nu are etichetă ca să-mi dau seama, dar cu siguranță îmi vine, asta știu. Ia să mai vedem că am găsit ceva galben și mie place galbenul. O bluză, wow, ce faină e, uitați ce detalii are la mâini. Mi-a zis că m-o totoli câteva haine și că trebuie scălcate. Stai liniștită, asta să fie ultima problemă atunci când îmi trimiteți ceva, că nu e nu știu cum, că nu contează, sincer, având în vedere că voi vreți să-mi trimiteți, deși nu pot să zic că am făcut nimic special pentru voi în sine, adică mi se pare un gest foarte frumos și foarte mărinimos, ca să zic așa. Toate persoanele care mi-au trimis până acum, cred că au un suflet foarte bun, că au făcut lucrul ăsta pentru mine și eu apreciez, să știți, orice lucru. Nu contează că nu-i călcat, că nu-i spălat, doar de a le primesc să mă ocup eu în continuare de ele, dar să știți că pe toate le iubesc, pe toate le apreciez și pe toate încerc să le port și să le folosesc și tot ce am primit până acum, tot mi-a plăcut. Deci, cu siguranță, oh, ce-mi place galbenul ăsta. Mi se pare că galbenul mă trezește așa cumva la realitate, nu știu, parcă îmi scoate evident trăsăturile în evidență și par mai trează, acum ziceți și voi ce părere aveți. Foarte faină bluzița asta, îmi place că vine așa cumva crop top și îmi place și detaliul ăsta din spate, deci îți mulțumesc tare mult și stai fără grijă că nu scălcate sau așa, asta mai lipsea, asta mai stai să și le calci cu brutica aia frumoasă pe care ai. Oh. Apoi, o bluziță care îmi place mult din prima, pentru că am văzut mânicile, eu sunt adepta mânicilor și dacă încă nu v-ați dat seama, cred că puteți să vă dați cu părerea după ce vedeți o poză cu mine rochia de mireasă. Cu mânicile alea balon extrem de mari. Ia uitați ce faine sunt astea. Deci vin așa, cred că mai strâmte pe partea de sus a mâinii, după care se lărgește așa. Mâini în clopot, cred că se numesc mânici în clopot. Iar aici vine așa
Cred că poți să o porți cumva și pe umeri, poți să o porți și așa. Foarte faină e, îmi place modelul, așa un fel de leopard. Foarte faină e, îmi place mult. Mulțumesc, are niște nuanțe de gri, maro, cappuccino. Superbă e, să știi, superbă. Uite că nici aici nu m-am uitat să văd dacă are vreo mărime, dar eu mă aproximez din ochi și zic că-mi vin. Oricum eu o să te anunț dacă-mi vin sau nu și o să vedeți și voi din filmări, bineînțeles. Și ultimele hăinuțe după care terminăm. Sincer, pare rău de fiecare dată când termin desfăcut un colet de la voi, deși totodată sunt și entuziasmată să mă duc să le probez mai repede, să văd cum vin. Și avem un tricou. Un tricou care vine puțin așa în V. Mamă, ce fain e detaliul ăsta aici. Deci, practic, vine cu cumva un V tricou în sine, după care are aici o adâncitură care, dacă, de exemplu, ai avea un nasture, s-ar vedea așa fain. Ok, și avem niște dungi și vine cam așa la culoare, un galben, încerc eu să-mi dau seama, un galben și niște dungi mai portocalii. Mi se pare un tricou potrivit pentru perioada asta. Nu mi se pare mult să ai un tricou de purtat doar în perioada caldă, ci și acum merge, cred că cu un sacopiu deasupra, s-ar vedea foarte fain și îmi place mult materialul, este așa călduros. Și mai avem 3 piese, prima și prima oară un print de vară, zic, ia să vedem, cam așa vine. Ah, e o bluziță, e genul ăla de bluziță care mie mi se pare că duce foarte mult în office, pentru că dacă ții niște pantaloni sau o fustă office și cu un sacou pe deasupra, m-am mai făcut-o sincer de birou, dar ce faină e, îmi place mult printul, deci da, pe mine mă duce cu gândul la vară, acum nu știu, de fiecare în parte, și îmi place modelul de aici, e foarte interesant, cred că așa vine bluza, nu, dacă nu mă înșel. Super faină și e așa vaporoasă, clar, clar din anotimpul cald. Apoi, tot voiam să mă uit la rozul ăsta, că l-am văzut din prima și m-a obsedat așa, îmi plac culorile astea puternice. Avem un detaliu foarte frumușel la gât, ca un fel de perluțe și apoi are niște piseuri aici și este un maieu care vine ceva mai lung. Bineînțeles, eu fiind o minioană, o să-l bag în talie. Ca să vină până în talie, o să-l bag în fustă sau în pantalon, depinde cu ce-l port. Tot așa, mi se pare că s-ar vedea foarte frumos cu sacou pe deasupra sau pur și simplu de sine stătător în anotimpul cald. Și ultimul lucru pe care l-am primit este ceva de culoare negru, ca un fel de bluziță, cred că chiar bluziță, are detaliul ăsta frumos aici, nu știu cât vedeți voi, iar la spate niște năsturei aurii, foarte fain, deci se prinde așa, tot vine ca un fel de maieuaș bluziță și, bineînțeles, tot așa băgat în fustă slash pantaloni. Mamă, foarte fain, îmi place detaliul ăsta de aici, că știți, se poate vedea cumva lănțișorul prin detaliul respectiv și mi se pare foarte frumos și negru purtat în niște combinații bune, mi se pare totodată elegant. Și cam astea au fost toate lucrurile. Parfumul în continuare miroase genial, sticla genială. Mă duc să-i caut sincer notele, nu știu exact cum se numește, o să scriu yes. Ah, și văd că are ceva, un cod pe spate, cu siguranță o să găsesc tu notele la parfumul ăsta. Imediat mă pun să-ți scriu pentru, și să-ți mulțumesc pentru toate lucrurile. Mulțumesc și aici pe cameră, vreau să vă mulțumesc tuturor care mi-ați trimis lucruri până acum fără ca eu să cer lucrul ăsta sau fără ca eu să îmi doresc în mod expres, adică da, mă bucur foarte mult când primesc lucruri de la voi, totodată nu vreau să vă deranjați foarte mult sau să trimiteți lucruri, nu știu, care să vă cheltuiască bănuții, pentru că știu cum este, dar totodată eu vreau să vă mulțumesc. Mulțumesc tuturor care mi-au trimis până acum, Nastasiei, Denisei, Nicolae, care face și YouTube, așa cum ați văzut recent clipul, Mădălinei de astăzi și Melaniei, care cred că mi-a trimis primul colețel, prima dată când am început să primesc lucruri de la voi. Vă mulțumesc mult, vă pupăcesc, vă îmbrățișez, sper că v-a făcut plăcere să vă uitați la ce am primit de data aceea asta în colet și să-mi spuneți dacă vă plac astfel de clipuri, ca să știu pe viitor, în caz că o să mai primesc de la voi una alta, să știu dacă vă place să facem astfel de clipuri sau ar fi mai bine să inserez în daily vloguri și să vă arăt acolo ce am primit. Să-mi spuneți voi, bineînțeles că țin cont de părerea voastră. Mulțumesc încă o dată, Mădălina, te pupăcesc, vă pupăcesc pe toți și până data viitoare vă las pe aici alte clipuri pe care să le vizionați. Pa!